Bună! Vreau să cumpăr cutia asta de chipsuri. Alo, m-auziți? Oh, se pare că vine cineva. Salutare tuturor! De ce mai stăm? Vreau să plătesc mai rapid! A adormit. Wow, ce e asta? Salutare tuturor! Jess a decis să cumpere chipsurile Pringles. Ei bine, da! Oh! Wow! Nu știu unde suntem, dar sunt sigur că ne așteaptă ceva foarte tare! Firar, am doar o felie de tort! Iar eu am un tort uriaș acoperit cu dulciuri! Nu știi ce e ăla tort cu adevărat uriaș? Uită-te aici! Nici nu văd unde se termină! Toată lumea are torturi apetisante și eu am... Deși știi ce? Eu sunt la dietă, așa că nu pot să mănânc multe dulciuri. Deși, desigur, îmi doresc foarte tare, pentru că tortul ăsta e pur și simplu incredibil de delicios. Wow! Se pare că Grace poate mânca dulciuri cu viteză foarte mare. Am exagerat puțin. Am stricat până și furculița, dar e în regulă, a fost gustos. Nici măcar nu mă îndoiesc. Așa că îmi doresc foarte mult să-mi încerc tortul cât mai curând posibil. O să încep cu bomboanele colorate. Acum pot merge mai adânc. Interiorul tortului e aproape mâncat. Mai rămâne să mă ocup de ciocolată. Pot să o fac. Yeah! O, da! Nu există niciodată prea multă ciocolată. Sau există? Uf, nu mai încape. Și te mai așteaptă un nivel de tort. O, nu! Nu m-am gândit niciodată că voi spune asta, dar m-am săturat de tort! Exact! Am o idee cum să scap de el, dar în același timp să nu-l arunc. O să fac un smoothie de ciocolată din el. După o masă atât de bogată, trebuie să bei bine. O, da! Uf! Acum nu sunt doar sătul, ci sătul de-a binelea! Jess, rândul tău! În sfârșit! Eu cred că nu voi aștepta nimic și voi începe imediat să mănânc acest tort de ciocolată. Cât de bun e! Jess, ai grijă! Tortul pare să cadă peste noi! Jess, îndepărtează-te! Privește în sus! Va cădea! Atenție! Jess! Ascultă-ne! Vai! Am avertizat-o! Jess? Ești în regulă? Eu? Din cauza tortului ăstui acum sunt murdară! Uită-te la mine! E groaznic! Da, arăți amuzant! Apropo, acum poți mânca tortul chiar de pe tine! Cred că mă descurc cu un chips picant. Eu am o pungă întreagă. Și de ce ești așa nefericită? Uite ce grămadă se află în fața mea! De acord, nu e totul atât de rău. Cred că voi termina cu acest chips numai decât. Știți, m-am gândit că va fi mult mai rău. E chiar delicios. Oh. Iute, desigur, dar tolerabil. Grace, acum e rândul tău să guști. Dacă a ieșit atâta fum de la un chips, ce mă așteaptă pe mine? Sper să supraviețuiesc acestei pungi. Stop! De ce ar trebui să mănânc chipsurile pe rând? Va fi mult mai rapid și mai ușor dacă fărâm chipsurile în bucăți mici. O voi face cu acest baros. Și acum voi bea primiturile astea. Ca să fie mai ușor, voi bea totul cu apă.
ușor. Quentin, poți să mănânci și tu chipsurile astea groaznice? Nu te invidiez. Sunt puternic, așa că mă descurc cu o grămadă de chipsuri. Trebuie să o fac. Se pare că m-am entuziasmat prea tare. Uf, am scăpat. Trecem mai departe. Quentin, 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 Quentin! Ești foarte transpirat. Lasă-mă să te șterg puțin. Mulțumesc, fetelor. Trebuie să mă descurc cu asta. Ura! Bravo! Ai făcut punga asta! Da! Vai! Sau ea m-a făcut pe mine? Trebuie să facem ceva urgent! Exact! Am o idee! Și eu! În sfârșit! Coșmarul s-a terminat! Ce-ați făcut? Deja nu mai ardeam! Acum mi-e frig! Mi-aș dori o floricică mai mare. Grămada asta e suficientă pentru mine. Oh, da! Pe mine mă așteaptă un turn imens de floricele. Dar Grace va fi prima care va mânca. Nu a fost deloc norocoasă astăzi. Pur și simplu ador bilele de floricele de porumb. Pentru că în ele sunt floricele de porumb ținute împreună de o masă foarte gustoasă, cu care te poți distra. De exemplu, îmi pot face din el un nas mare și roșu. Wow! Uitați așa! Ce? Dar va fi și mai haios dacă îl voi mânca pe tot. Am o idee mai bună! De ce să nu fac un omuleț din floricele? Va merge în jurul mesei și va ataca pe toată lumea! Jess, tu ești prima! Ce prostie! Grace, omul de floricele te-a prins! Nu pot lăsa asta așa! Va trebui să-l pedepsesc pe acest bătăuș! Sunt cu adevărat delicioase! Și fiecare dintre aceste bile are arome diferite! Așa că vreau să încerc totul cât mai repede! Quentin, ce neglijent ești! Și ce dacă? Cel mai important e că mi-a plăcut foarte mult! O, da! Jess, acum e rândul tău să te distrezi cu aceste mingiuțe! În sfârșit! Chestia e că și eu iubesc floricelele de porumb! Prin urmare, aș vrea să fac o bilă mare din multe bile mici! Atunci toate gusturile vor fi combinate! Wow, e chiar foarte mare! Dar cel mai important e toată a mea! Hei! Unde? Nu! Stop! Nu te duce! Sper că Jess o va prinde! Așteaptă! Nu fugi de mine! Stop! Uf! În fine, m-am săturat să o fugăresc! Oh-oh! Se pare că mingea s-a decis să se întoarcă la mine! Ajutor! Salvați-mă! Ce e cu ea? Nu mă atinge! Te rog! Asta a fost dur! Sărăcuța de mine! A fost foarte neplăcut! Deși în același timp foarte gustos. Firar, am doar o râmă de jeleu. Iar eu am o mână de râme. Uitați ce grămadă de dulciuri e în fața mea. E suficientă pentru mine. De ce eu sunt singurul atât de ghinionist? Sper ca râma mea să fie cea mai delicioasă. Trebuie să-l ajutăm pe Quentin să treacă de asta. Au!
Jess, mulțumesc pentru ajutor! Râma mea e cu adevărat delicioasă! Iar eu nu voi mânca gele obișnuit, o să fac ceva mult mai gustos din aceste râme. De exemplu, de ce să nu le transform într-un adevărat desert demn de un restaurant? Oh, da! Și pentru asta am nevoie de sirop de căpșuni și de niște bombonele. Arată minunat! Iar acum trebuie să mănânc frumusețea asta cu bețișoare. Mă imaginez stând într-un restaurant. Deși nu merge. Va fi mai rapid și mai gustos dacă voi mânca cu mâinile. Oh, da, aveam dreptate. Total de acord cu Jess. Să mănânci râme de jeleu cu mâinile e distracția mea preferată. Să împarți cu prietenii? Nu, vreau să mănânc fiecare râmă singură. Fiecare râmă, zici? Am un cadou pentru tine. Cred că o să-ți placă. Asta e pentru lăcomia ta. Acum o să mănânci îngrozitoarea râmă. Uite, Jess. O așteptăm. Ciudat, unde e râma mea? Se pare că Grace a înghițit-o. Vai. Și ciudat, de ce mi se mișcă ceva pe limbă? Ieși afară! Nu e deloc amuzant! Abonează-te la Multidu Challenge ca să nu ratezi următoarele provocări grozave și amuzante. Rămâi cu noi! Aici e întotdeauna foarte distractiv. Pe curând!